Cum bine văd și cei care ne urmăresc, avem un nou invitat împreună cu noi și ne bucurăm din nou că îl putem saluta de această dată pe Părintele Provincial Damian Gheorghe Patrașcu, nou ales, putem spune. De obicei am mai discutat cu Părintele, cu Sfinția sa, să spunem, cu o altă numire, dar vom ajunge și acel punct. De această dată ne bucurăm și încă de la început vă felicităm și vă urăm mult har, multă binecuvântare în noua misiune, pentru că pe lângă felicitări, cred, mai ales spor la treabă, cred că se Sigur, cuvine. sigur. O rugăm pe Maicuța Domnului să vă însoțească și să vă împliniți cât mai bine acest mandat, iată, de a fi provincial al Ordinului Fraților Minori Conventual, provincia Sfântul Iosif din România. Și noi ne salutam până prima dată când ne vedem în această postură. Îl știm pe părintele ca postulator al Ordinului Franciscan, un rol important, Sigur. deosebit în beatificarea Veronicăi Antal, a tinerei noastre fericită, iată, din Moldova. Lăuda să fie Iisus și bun venit! Veci, vecilor, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur foarte mult că, deși a trecut un puțină vreme de la alegerea și numirea mea, îmi pare foarte bine că încep acest mandat sub auspiciile Sfintei Fecioare Maria aici la Cacica. Am mai trecut săptămânile trecute tocmai pentru a mă pune sub ocrotirea Mamei noastre cerești și a pune întreaga noastră provincie tot sub ocrotirea ei. Acum, la început, mă bucur, mă uitam la acest banner și mă bucur, știam deja câte ceva că dieceza de Iași începe să creioneze acest trust media, dacă se poate numi așa, sperăm să crească cât mai mult și este într-adevăr o realizare, pentru că în ziua de astăzi online-ul ajunge la mult mai multă lume și, sincer, mă bucur și felicit dieceza de Iași, pe Părintele Adrian, pe dumneavoastră, pe fiecare care dați naștere acestei creaturi. Mulțumim, da, împreună, așa cum ne spune și sloganul, vom creiona acest proiect împreună și cu colaboratorii noștri, așa cum sunteți și dumneavoastră și sperăm să fiți în continuare. Cu ce gânduri așadar sau cu ce, nu știu, propuneri începeți acest drum care, atât după cum spuneați, nu întâmplător, providențial, începe totuși la Cacica, un loc drag nouă tuturor, un loc drag franciscanilor, provinciei franciscane, dar și pentru că este casa măicuței noastre. Da, spunea cineva că ne naștem tot timpul, fiecare om se naște cu bagaje sau vine în această lume cu o grămadă de bagaje și în privința asta și pe spatele meu și a întregii provincii cred că ducem foarte multe bagaje, pentru că anul acesta este unul deosebit pentru noi ca provincie, deoarece la 25 iulie 1895 a fost fondată provincia noastră. Iată, în aceste zile am început să intrăm și în acest jubileu de 125 de ani de la fondarea provinciei. Evident, frații sunt prezenți pe aceste meleaguri încă din 1231, deci puțin după moartea Sfântului Francis de Assisi. Vă imaginați atunci încărcătura spirituală, toate bagajele pe care ni le-au lăsat bune de cele mai multe ori acești misionari veniți din toate părțile inițiale ale Europei și astăzi suntem noi, indigeni, deși nu se mai folosește acest termen. Avem o istorie foarte bogată pe aceste meleaguri. Frații sunt răspândiți în același timp peste tot, suntem pe patru continente și gândurile mele se duc înainte ceea ce Hristos dorește. Noi în regulă spunem, sau regula noastră spune că noi suntem trimiși, chemați, aleși ca să trăim Evanghelia și să o vestim. Așa că mai mult cred că este inutil să spun când trebuie să devenim fiecare dintre noi mai mult decât
de a citi, să devenim un cuvânt al lui Dumnezeu pentru omul de astăzi și în locul în care trăim. Amintea și Părintele Adrian mai devreme de faptul că până nu de mult vă știam sau vă numeam cu titlul de postulator la Roma din partea Ordinului Franciscan. Ce se va întâmpla cu această misiune? Veți mai putea continua sau practic ce se schimbă? Deocamdată rămân încă postulator general, pentru că încă nu este numit un altul și am în proiect două cauze care sunt spre finalizare, sunt în curs de finalizare. Este vorba de fericitul Odorico da Pordenone din nordul Italiei, din secolul al XIV-lea, și unul de-a nostru, să-i spunem, din țara noastră, pe care probabil foarte puțin îl cunosc. Este vorba de slujitorul lui Dumnezeu Didac Kelemen, născut la Merene, județul Covasna, care îngropat la Mișcolț, un frate franciscan care este foarte cunoscut, mai ales în zona de vest a țării, din secolul al XVIII-lea. Termin și această cauză și după aceea o să mă retrag mai mult spre provincie. Apropo de acest lucru, v-am vizitat cândva la Roma, în biroul simției voastre și văzând activitatea bogată pe care o aveți, lucrul sau mai bine zis descoperirea sau împărțirea, răspândirea relicvelor, a rămășițelor pământești, ale sfinților, mi s-a părut așa un pic straniu, adevărat. Cum ați simțit această, sau cum simțiți această misiune, pentru că încă o mai aveți în această direcție? Da, cunosc acel birou de mult, de prin anii 2000, după ce am făcut cursul de postulator și am început să lucrez eu însumi la cauza de beatificare a fericitei Veronica Antal, trebuind să merg la postulatorul de atunci, al Ordinului, acum răposat, trecut la cele veșnice. Printre multele dosare care există acolo, multele cauze de care se ocupă postulatura la ora actuală, în jur aproape 98 de cauze din toate epocile și din toate colțurile lumii, o postulatură se ocupă și de această activitate de a pregăti și răspândi acolo unde se cere relicvele acestor sfinți. Sper să nu fiu prea orgolios, dar mă mândresc într-adevăr că am avut ocazia să trăiesc în 4 ani, cel puțin în ultimii 4 ani, să stau de dimineață până seara printre sfinți și sfinții mari ai bisericii. Mă refer la Sfântul Francis de Assisi. Spune, este mai mult Sfânt Francis de Assisi la postulatură decât la Assisi. Sfântul Maximilian Kolbe, a cărui memorie o sărbătorim astăzi. Sfântul Anton de Padova, evident, nu are nevoie de prezentare. Și mulți alți sfinți, Sfânta Elisabeta, alții mai mărunți, să le spunem. Dar să trăiești împreună, sincer, nu știu cine a mai avut acest har. Cred că numai postulatorii care se ocupă de această cauză și de acest mari sfinți. Sincer, dacă pot să spun un efect asupra mea, sper să fie așa, dar eu cel puțin l-am simțit, este liniștea sufletească și dorința pe care ți-o transmit de a deveni ca ei. Venim în timpurile noastre, așa, în această misiune pe care ați primit-o recent de părinte provincial și poate unii dintre cei care ne privesc, ne ascultă în acest moment, nu știu cam care este rolul unui părinte provincial al Ordinului Fraților Minori Conventuali. Pe scurt, dacă puteți să ne vorbiți un pic despre misiunea pe care tocmai ați început-o. Ce presupune această misiune? Da, nu aș vrea să fac teoria cuvintelor, dar plec tocmai de la această titulatură de părinte provincial. Sunt chemat să fiu părinte, în primul rând, pentru frații din provincia noastră, pentru cei cu care o să intru în contact, un părinte care
trebuie să fie nu numai tată, părinte, dar și mamă, pentru că suntem și la Cacica. Și îmi place să văd și în Maximilian Kolbe o mamă. Așa cum se spune de Sfântul Francisc, era un alter Christus, un alt Hristos. Kolbe a fost un alt fel de mamă și este pentru omenirea întreagă. Aș vrea să întrupez această titulatură, dar să trăiesc să fiu părinte. Sper ca și alții să fie părinte pentru mine, pentru că până la urmă sunt și eu o creatură firavă și am nevoie de părinți, mulți, cât mai mulți, de mame și de tați. Cât privește partea a doua de provincial, sigur, noi avem o provincie, așa cum în sfera diecezană se cheamă dieceză, la noi se cheamă provincie, ceea ce se referă la o, o parte din frații care trăiesc în ordinul nostru, suntem circa 4.000 de frați răspândiți, spuneam, pe toate continentele. Eu o să mă ocup, sau deja mă ocup, de provincia noastră, care numără peste 200 de frați, răspândiți peste tot, și va trebui ca, în primul rând, să mă ocup de aceștia, și ei să se ocupe de mine, evident, și să mergem înainte să vestim Evanghelia peste tot, să trăim, să anunțăm prin cuvânt, prin faptă, și să fim și oamenii timpului nostru întrupați, evident, în Evanghelie. Ați întâmpinat greutăți din cauza pandemiei, în acest sens? Nu, pentru mine pandemia a fost o binecuvântare, chiar și în aceste zile, deoarece în timpul când a început pandemia mă aflam la Roma și tocmai datorită acestui virus am reușit să termin toată traducerea mărturilor pentru slujitorul lui Dumnezeu, părintele Anton Demeter, așa că am lucrat cu timp și fără timp, stând izolat 2 luni de zile fără a ieși din casă. Sigur, m-am ocupat și de celelalte cauze. Un punct negativ este că nu am putut să călătoresc așa cum obișnuiam de obicei, dar a suplinit mult frumusețea traducerii și, evident, a citirii acestor mărturii care sunt extraordinare. Să tot vină pandemii din astea pentru mine și în aceste zile poate m-au mai liniștit un pic să stau mai mult pe loc decât să merg în jurul fraților. Oricum am telefoanele și pot vorbi. Le spunem ascultătorilor că orice postulator nu doar că se interesează sau traduce sau lucrează la cauzele de beatificare, dar și merge, practic la asta vă referați, la locurile unde au trăit până la urmă acești viitori fericiți sau sfinți, să spunem așa. Da, spunea că sunt cauzele răspândite în toată lumea. Din, Argentina, Honduras, în Japonia, în Indonezia, în Europa, foarte multe, aici la noi în țară foarte multe, chiar zilele trecute vorbeam cu părintele Cristian din dieceza de Alba Iulia, de Blaj, pentru că încheie o cauză cu părintele sau fratele, un călugăr bazilitan, Man, și au nevoie de un pic de consulență din partea mea și mă bucur foarte mult pentru această, pentru că pot oferi ceea ce eu am lucrat peste tot. Tot în, sper, până în decembrie să deschidem o cauză în Honduras, a unui martir, a unui preot american. Deja facem pași, așa că în paralel cu frații, cu sfinții, vii încă pe pământ cu frații noștri, cu frații mei din provincie, lucrez și la aceste. Este sfințenie peste tot, se întâlnește la orice oră, în orice colț al pământului și în orice epocă. Ajunge să avem ochii buni, să-i deschidem bine. Suntem la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica, e adevărat, e un sanctuar diecezan,
dar este încredințat spre grijă fraților minori conventuale aici, la sanctuarul de la Cacica pot fi întâlniți frații franciscani, de altfel sunt mărturii frumoase care vin de la cei care s-au întors de la sanctuar și întâlnindu-i pe părinții noștri franciscani de la sanctuar. Ce loc ocupă Sfânta Fecioară Maria în această carismă franciscană, dacă putem să spunem? Plec tot de la Sfântul Maximilian Kolbe, care a dezvoltat în ordinul nostru franciscan spiritualitatea de orientare mariană. Îl cunoaștem foarte bine, nu cred că mai are nevoie de prezentare. Părintele Maximilian Kolbe, Sfântul Maximilian, s-a încredințat în totalitate Maicii Domnului. Însă el nu era singur, erau 7 frați cu care a început armata Maicii Domnului numită, printre care se aflau și 2 români. Părintele Iosif Pal, îngropat la Luizi Călugăra, un om de o viață sfântă. Părintele a dezvoltat foarte mult spiritualitatea mariană, nu numai prin această asociație internațională, dar și prin instituirea celor zile la Luizi Călugăra în februarie, cele 3 zile care văd că în ultimii 10-15 ani a început să devină chiar un loc de pelerinaj, se fac 3 zile de misiune în fiecare zi. Apoi să nu uităm de Sfântul, de Fericitul, Don Scotus, care a luptat ca Sfânta Fecioară Maria să fie declarată neprihănit zămislită. Este tot un frate franciscan într-o biserică unde sunt frați franciscani la Chion, este înmormântat. Dacă venim la timpurile mai apropiate de noi și la persoanele mai apropiate de noi, părintele Anton Demeter, de cărui cauză este începută, a trăit numai și numai din această spiritualitate. Și sunt sigur multe alte figuri. Cacica este o binecuvântare pentru noi. Este, nu știu, circumstanțele în care am primit acest sanctuar, dar este o binecuvântare și vrem ca împreună cu, plecând de la Cacica, evident, să dezvoltăm și sanctuarul, l-aș numi deja sanctuar, Biserica din Nisiporești, unde Veronica Antal a murit cu rozariul în mână. Era tot de o spiritualitate mariană, făcea parte și din armata Maicii Domnului. Cred că nu are rost să amintesc de alte figuri, părintele care a murit imediat înainte să facă primiția, părintele Valentin Farțade, care era numit aici vicar. Era și el de o spiritualitate mariană, încât eram prieten foarte bun și ori de câte ori vorbea de Maica Domnului, plângea și era un tânăr la 20 și ceva de ani, de mi-a sfințit. Tot cei care și-l amintesc, când îl vedeau pe el, atunci spuneau că o văd efectiv pe Maica Domnului. Sper să se prindă și de mine ceva, de această spiritualitate, însă avem o moștenire, cum spuneam, și la ora actuală este foarte dezvoltată. Și mulțumesc diecezei pentru că ne-a dat acest sanctuar. Sperăm să o facem pe Maica Domnului cât mai cunoscută. Un sanctuar, o bazilică, iată anul acesta se împlinesc chiar 20 de ani de când Sfântul Ioan Paul al II-lea a numit acest sanctuar Bazilica Minor și ne bucurăm și pentru această aniversare, să spunem așa. Revenind așadar la această sărbătoare la care suntem fie părtași prezenți, fie de acasă, este o situație mai diferită. Nu au fost posibile pelerinajele, sunt pelerini care au venit pe cont propriu, curajoși, le spunem noi. În scurt timp vom participa la Sfânta Liturghie de deschidere oficială a acestor zile, acestor celebrări pe care o veți celebra. Cu ce gânduri îndemnați pe cei de acasă, pe cei de aici, să participe la aceste zile, să se încredințeze, de ce nu, Sfintei Fecioare Maria, pentru a primi cu adevărat toate aceste haruri, de care suntem siguri că, iată, Cacica a devenit renumită. Cred că dacă am
avea posibilitatea să îi vedem pe toți cei care o să privească sau privesc deja în aceste zile pe Facebook, pe internet, prin diferite televiziunile care vor transmite aceste celebrări, am vedea mai multe persoane decât virus există în țara noastră. Deja vorbeam puțin mai înainte cu un confrate în Germania, azi dimineață am vorbit în Chile cu cineva și spuneau că se uită, deja se uitau la cei care au celebrat mai înainte. Ce pot să invit? Toată lumea se uită. Acum se și vede într-adevăr cu aceste restricții credința noastră și faptul că noi putem să facem în inimile noastre sanctuare, așa cum au făcut și martirii noștri din pușcăriile unde se aflau. Fiecare acolo unde se află poate să-l primească pe aproapele său în inima lui, așa cum Sfânta Fecioară Maria ne primește. Aceasta este o invitație de a ne deschide brațele, de a oferi și altuia cuvântul cel bun în aceste zile, să nu ținem numai pentru noi, să fim noi înșine mamă pentru ceilalți. Și evident, sărbătoarea aceasta frumoasă, numită Adormirii Maicii Domnului sau a ridicării ei către cer, să ne dea speranța că locul nostru aici pe pământ este în trecere, suntem în trecere. Pelerinajul pe care unii dintre credincioși îl fac astăzi este numai o pregustare a destinației finale. Este bine să mergem, dar cu mintea și prin aceste mijloace binecuvântate de Dumnezeu media, noi putem să ajungem aici, dar nu ajunge acest lucru. Este bine ca să oferim noi înșine sânul nostru, inimile noastre, să le umplem de pelerinii pe care noi îi cunoaștem, apropiații noștri înainte de toate. Și de ce nu, așa cum ne spune Evanghelia, mai ales să permitem dușmanilor noștri să intre, să se încălzească la inimile noastre, așa cum face și Sfânta Fecioară Maria. Mulțumim, Părinte Provincial, pentru aceste minute pe care ne le-ați dăruit nouă și tuturor celor care ne urmăresc în aceste clipe. Vă dorim mult succes, binecuvântarea Domnului și însoțirea Măicuței noastre cerești.